Salut, sunt Mascu și bine v-am regăsit și un nou videoclip. Astăzi eu sunt terminul pe GTA 5. Vă doresc la toți un weekend plăcut și astăzi o să o vizităm pe Lucia, mă. Da, ați auzit bine, am auzit că are un prieten nou și noi astăzi o să mergem să o vizităm și vreau să îi văd noul prieten, mă. Din păcate, noi nu mai suntem împreună, după cum mi-a scris ea azi noapte. Nu sunt trist, sunt puțin fericit că am putut scăpa de o femeie ce mă înșela, mă. În interiorul meu oricum nu e cum spun acum. Sunt trist, nu știu ce să fac. Lucia m-a părăsit, acum are un prieten nou. Mulți poate mă văd în momentul de față că sunt fericit, dar în interior mă doare puțin că Lucia m-a părăsit, mă. Da, în momentul de față este cu altcineva, cu alt bărbat, cu alt băiat, nu știu ce băiat. O să mergem să îl vedem, să-l cunoaștem, așa că apăsați pe butonul de like dacă vreți să mă susțineți aici cu GTA 5 și haideți să mergem acum, după cum se vede, am foarte multe mașini, mă. În momentul de față avem 5 mașini, 2-3 sunt furate, dacă nu mă înșel. Uite, avem aici Porsche-ul pe care l-am furat de la un miliardar, l-am făcut în negru. Avem acolo mașina lui Mario Robert, uite aici pe stânga i-am furat-o, i-am schimbat culoarea asta, nu trebuie să eu mai schimb numai decât. Și în partea asta mai avem un Ferrari și un McLaren, cred, nu? Da, ceva de genul ăsta și haideți să vedem ce mașină ne luăm și plecăm acum. Oricum, copiii sunt toți la grădiniță, eu mă aflu de unul singur aici. Haideți să ne luăm Lamborghini-ul ăsta, că îmi place la nebunie cum se conduce. Fratele nostru, nu știu dacă e acasă, văd că nu e mașina lui, nu e acasă, e plecat, cred, ori la școală. Bun, haideți să mergem puțin aici în bunkerul nostru secret să vă arăt că am adus din nou mașini. Ne mai trebuie niște persoane care vor să lucreze la mafia noastră și în rest suntem gata. Avem foarte multe mașini blindate, ia să vă arăt, intrăm, se deschide perfect. Uitați-vă și voi câte mașini avem aici, mamă ce îmi place, ok, îmi place la nebunie. Țac, uite, avem aici și mașina noastră, e blindată cum trebuie. Ne mai trebuie niște persoane, deci dacă vreți să lucrați aici la mafia lui Amasico, scrieți în comentarii și vă aștept pe Discord, mă, da? Uitați-vă și voi cât de tare, avem aici mașini blindate și așa mai departe. Bun, în rest suntem gata. Plus că în videoclipurile care urmează o să protejăm din nou persoane noi în Los Santos. Am înțeles că se mută din nou aici foarte multe persoane cunoscute, mă, celebrități și așa mai departe. Și noi o să îi protejăm cu mafia noastră, numai că nu avem persoane. Poate găsim weekendul ăsta niște persoane care vor să lucreze la noi. Oricum o să-i plătim cu cât 2-3. Na, uite vulpița. Asta e vulpiță, mă? Sau da, mamă, dar câte vulpițe avem pe aici. Uite-l și pe tipul ăsta cu motocicleta. 2 secunde. Să-l oprim, a? Ăsta lucrează la poliție, cred, nu? Da, îl cunosc. Îl cunosc, e un agent, cred, da, e un agent de poliție. Mergem puțin acum la Los Santos Customs să tunez puțin mașina asta, să-i pun un motor nou. Vreau să-i pun un motor V12. Și după mergem să o vizităm pe Lucia. Mamă, ce dor mi-a fost de ea. Sincer, nu am mai văzut-o de 2-3 săptămâni, cred. Dar nici ea nu mă caută, nici eu nu o caut, deci... nu știu dacă se mai putem salva ceva din relația noastră. Scrieți în comentarii să luptăm pentru Lucia sau să o lăsăm așa și noi o să ne găsim o altă iubită. Și când mă gândesc că am foarte multe amintiri cu ea, plus că avem și 2 copilași. Copilașii stau la mine, nu stau la ea, din cauza că nu vreau să îi las la ea acolo. Ea aduce din când în când bărbat și nu vreau asta. Îmi ajunge. Așa că îi lăsăm la noi, da? Bun, hai că am ajuns aici la Los Santos Customs. E bine că am ajuns și la aici la o benzinărie să punem puțină benzină. Ia să vedem, e deschis ăsta, mă? Auto Repairs. Cred că e deschis, nu? Eu să intru. E deschis. Tuning Workshop. 2 secunde. Vreau să-i pun motor nou, cum am spus. 54.000 costă, mă. Perfect, mă. Îi punem motor nou în momentul de față. Îl luăm pe ăsta, mă. V12. Da, mă, ăsta e V12. Nu știu dacă este nouă. Trebuie să ne uităm. Cred că este nou, mă. Ia să vedem ce linie așa. Da, cred că e nou. Hai că luăm pe ăsta. Cum trebuie să... A, îl punem pe partea cealaltă. Da, pe partea cealaltă e mult mai bine. Ce? Gata. Gata, îl punem în momentul de față. Să încape, încape, mă. Da, perfect. Acum mașina o să meargă mult mai repede și... Ia să dăm ok. No way. Se aude și mult mai tare. Ia să dăm înapoi acum. Ia să vedem. Oh, no way. Mă...
merge prea repede. Nici nu știu dacă e legal ceea ce am făcut, mă. Oh, no way. Leopard-te-mă, mă, dar cum pleacă? Mă scuzi. Pleacă rău de tot, mă. Accelerez puțin și deja, ia. Avem 200, uitați-vă în stânga acolo la kilometraj. Ok, bine că suntem pe autostradă acum. O luăm dreapta pe undeva pe aici. Nu, ok, ceva de genul ăsta. Și come on, go. Mă, mai este o lună și vine Halloween-ul. Deja trebuie să ne pregătim pentru Halloween luna viitoare. Adică în octombrie oricum trebuie să ne pregătim. Trebuie să decorăm și noi casa, cred, nu? Mamă, din nou în oraș va fi decorații de Halloween. Eu, deja mie mi-e frică. Mi-e frică, gândiți-vă că atunci când se apropie Halloween-ul, se întâmplă lucruri paranormale. Da, ați observat și voi pe canalul meu că a apărut din nou Siren Head, o creatură nouă, LC Capo, sau cum se numește. Plus că în zilele care urmează am înțeles că va apărea din nou o creatură nouă, ceva cu Sonic, mă. Acel Sonic Horror, nu știu cum îl cheamă, o să vedem în zilele care urmează. Și am înțeles că va veni în Los Santos, mă. What? Nu știu ce să mă mai fac, o să vedem noi. Plus că vreau să mergem într-o locație unde pot să cumpăr niște superputeri, mă. Dar o să avem niște superputeri. O să mă informez în zilele care urmează cum putem să facem noi rost de niște superputeri, mă. Dar ne trebuie ca să distrugem acele creaturi, că în rest nu putem cu arme sau cu ce avem noi în momentul de față. Aș încerca cu niște tancuri, nu? Sau dacă nu, cu niște avioane de luptă, mă, de armată. O să vedem în zilele care urmează. Dar până atunci noi mergem la Lucy. Asta e că am ajuns pe drum greșit, nu? Mm-hmm. Hai că ajungem aici la casa Lucy, pe dreapta. E să vedem, e cumva acasă. Nu știu dacă e acasă, văd că mașina ei nu e acasă. O să parcăm noi mașina noastră, uite, și mergem, da? Mergem să o vizităm în momentul de față. Nu știu dacă se află cu noul ei iubit acasă. Ce o să spună dacă ne vede pe noi? O să-i spunem că suntem fratele Lucy, nu? Da, așa o să-i spunem. Trebuie să sunăm. Lucy oricum știe, i-am spus că o să mai vin din când în când să o vizitez. Mi-a spus că nu are nimic cu asta. Și hai să intrăm acum. Adu-mi o bere, Lucy. Adu-mi o bere. Ce bere? What the hell? Deja l-am auzit pe tipul ăla. Stai, Lucy. Uite. Lucia, bună! Bună, Sico! Ce faci, măi, a? Ce să fac? Uite, am venit și eu pe la voi să văd dacă sunteți bine aici. Da, suntem bine. Uite, ne făceam puțină mâncare. A, mă bucur, da. Super tare. Adu-mi și o bere, nu mă uiți. Mamă, cum vorbește asta, a? Nu are puțin respect, așa că am venit. Aveți musafiri aici, l-aveți pe fratele Lucy, da? Vă rog să mai cu respect, da? Tipul ăsta, ce cu fața lui, mă? E bețivan ăsta sau ce cu el? Cine te-a dus, mă, aici? Ai venit să faci reguli aici? Hai, părăsește casa acum. Da, cred că-i dau una lui tipul ăsta. Da, dacă mai comentezi, mulți ar putea să nu mai ai capul pe aici, da? Ne-am înțeles, da? Lucy, ia? Nu mă așteptam la, credeam că ai și tu un nou iubit, mai cum trebuie, nici... Asta e bunicul tău sau? Nu, este iubitul meu, ți-am spus, de ce? Am întrebat, credeam că e iubitul tău. L-ai luat după aspect sau l-ai luat după ce are? Are pensie mare, cred, nu? Are pensie mare, am înțeles. Stai, mă, jos acolo, că ți-aduc eu o bere imediat dacă vrei bere. Vrea bere, uite-te și tu. Tipul ăsta, mamă, nu cred așa ceva. Voi realizați cu cine este Lucia? Adu-mă o bere de la afară, mă, pe ăsta, Lucia, afară, da. Nu, dacă mai stau aici mult, s-ar putea să nu, mă enervez mult, da, nu, nu pot să mai stau, nu pot să mai stau să-l văd în fața mea la ce față are, eh? Uitați-vă și ce față are, Lucia, nu credeam că o să vină un așa moment să te văd cu un moș lângă tine. Lucia, tu tinerică, uite cu cine te văd. Dar înapoi să nu mai vii, că nu te mai primesc niciodată, da? Să stai cu boșorogul ăsta. Dă-mă să-ți dau un punțoc, să-ți dau un pumn acolo, să... Man, șapca-i în boc, medica. Mi-ajunge, hai să mergem acum. Am zis că sun la poliție. Poți să sun și la armată, poți să sun, că nu mă interesează pe cine sun tu. M-am enervat, mă, rău de tot, o să mergem acum.
Na, îi doresc tot binele din lume lui fosta noastră prietenă, dar noi ne vedem de viața noastră, da? Nu mai stăm pe gânduri, nu mai am cuvinte, ce să mai vorbesc. Deja, hai că mergem acum în stânga. Zi proastă și uitați-vă și voi ce mi-am pus pentru următoarele două săptămâni. Pentru următoarele două săptămâni, uite aici o să stau. Din cauza că nu mai pot să stau în casă, sufăr în perioada asta și o să dorm aici pe străzi. Aici o să dorm, în altă parte nu am unde să dorm. Gen am unde să dorm, numai că vreau să am așa măcar două săptămâni puțină liniște de la tot, mă. Vreau să rămân așa puțin singur și o să stau aici două săptămâni. Trebuie să mai pun aici un cort undeva prin stânga cumva, nu? Uite pe aici. Dacă nu am niciun ban cu mine, mai ceșesc din când în când să fie totul cum trebuie. Mai pun aici un scaun, nu? Uite ceva de genul ăsta. Țac. Punem și un duș aici ca să facem duș și avem absolut tot, nu? Două secunde, puțin mai în stânga vreau, nu? Uite aici. Ca să avem duș, mai facem din când în când. Apă oricum avem acolo la plajă, putem să mergem acolo. Țac. Dușul punem, uite aici în stânga. Perfect, ia să vedem dacă funcționează. Avem apă în spate, da. Avem, ia să vedem. Da, funcționează, uite. Avem apă, perfect. Perfect, mă. Uite, așa facem duș în stradă. Nu mă așteptam la asta. Da, dar o femeie te poate distruge, mă. Dacă iubești prea mult și nu știi cum să iubești, te poate distruge. Stăm aici așa. Unde să dorm la noapte? Ori dorm în cort, ori dorm în chestia aia acolo. Aici mi-am mai luat niște haine cu mine ca să fie totul cum trebuie. Mâncare am deocamdată. Ușor, ușor se noptează, așa că trebuie să facem focul aici puțin, nu? Să ne încălzim oricum. Noaptea nu mai e așa cald, așa că trebuie să ne încălzim cumva. Unde-l punem? Uite, aici facem focul. Perfect. Da, oricum o să-mi treacă și o să revin mai în forță. Perfect, hai să-l aprindem. Sper să se aprinde chiar dacă nu am benzină. Gata, l-am aprins, mă. Perfect, uitați-vă și voi cât de tare e. Să stai aici așa la marginea orașului. Perfect. Acum trebuie să mă duc puțin să cerșesc, să mai iau niște mâncare mai pe seară sau ia să vedem dacă mai am. Mai avem două secunde, oricum mai putem să punem ceva la foc. Da, mai putem să punem cărnița asta la foc. Da, o punem aici la foc, raw meat, s'mores. Punem puțină brânză sau dacă nu ceva. Punem și niște cărnițe, mă, la fier aici, da? A, mai vin și bondarii ăștia, mă, ce-o fi. Dar cum dorme pe aici? Cum dorm eu cu bondarii ăștia, a? O să vedem, noi o să... Oh, nein, și pe salteaua mea, exact pe salteaua mea. Scantonici vaza, adică, mă. Man, sunt mulți bondari, trebuie să-i omor cumva, nu știu cum o să fac. Punem niște cărniți acum. Țac, sper să iasă cum trebuie. Am mers la vânat azi noapte cu fratele nostru mai mic și am prins niște iepurași. I-am tăiat și acum, uite, pun puțin aici pe grătară. Gata, mă, mi-am făcut aici un sandwich, am pus niște brânză, niște cărniță cu pâiniță. Mâncăm acum să fie totul bine. Mă pun puțin jos că deja nu mai pot. Mai stau puțin pe telefon, probabil o să mă uit puțin pe TikTok. Și uite, așa se poate schimba viața, mă. Da, și uite, așa se poate schimba viața de la o femeie. Da, asta e, o să stăm aici puțin cu cine să mai vorbesc, mă. Trebuie o persoană să vorbesc cu cineva ca să mai scap și eu de gânduri, de ceea ce simt, ce așa mă depoartă. Vine cineva cu mine să-l sunăm pe fratele nostru mai mic, dar nu vreau să-l deranjez, mă, și pe ăla. Să-l sunăm, hai să-l sunăm. Hei, hai mă, distrați-vă cu toții. Toți pe mese în momentul de față și muzica mai tare. Mola, ești bine, mă? Visezi sau ce se întâmplă? Sunt la distracție, mă, sigur. Sunt la distracție, mă distrez puțin. La o zi de naștere, spune. Nu vreau să-ți mai spun. Că dacă ești la distracție, stai acolo și distrează-te, da. Hai mă, spune, că am timp de tine, spune. Hai mă, că-ți spun. Uite, dacă poți să vii și să stai să vorbești cu mine, că cum nu știu dacă știi, dar m-am despărțit de Lucia și sunt singur și îmi trebuie pe cineva să am lângă mine să vorbesc, să mă susțină, gen, să stea lângă mine. Ai timp sau? Da, normal, mă, când e vorba de un frate și când îl văd că suferă, normal că vin, spune-mi unde ești, să-mi dai locația, da? Hai că vin într-o oră, două, da? O oră, două. Bun, mă, hai că te aștept. Hai, te aștept, îți dau locație, ceva. Pă, ăsta vine într-o oră, două, mă, se distrează. Eu sufăr și el se distrează. Uite-te și tu. Haide să-i trimitem adresa. Să facem așa o poză aici ca să avem amintire. Un selfie mai bine, da? Gata, am făcut aici o poză. Eu trimitem Lucy. Nu vreau să vadă că suferi. Mai bine așa.
Sac, haide să-i trimitem adresa, unde suntem. Gata, mă, i-am trimis adresa, perfect, și acum îl așteptăm pe fratele nostru mai mic. Amasicu, Amasicu, ce faci, mă, a? Ce să fac, mă, uite, mă puneam acum să dorm, dar când vii? Ți-am spus să vii cât mai repede, tu ai venit după 4 ore, a venit, mă. Uite, afară e și noaptea, ce faci? Uite acum am venit, mă, am venit și eu, nu? Da, ai venit, dar numai că ești obosit, par, nu? Pare obosit, ora este 12 și ai somn, că văd că nu mai am cu cine să vorbesc. Culcă-te! Hai să despre ce să vorbim, mă? Tu știi, mă, că eram să agăț o fată, numai că nu mi-a dat numărul de telefon. Hai că vă că vorbești prostii, lasă că vorbim mâine, da? Vorbim mâine, lasă că o să vezi tu ce vorbim mâine, da? Ești obosit, mai bine culcă-te și vorbim noi mâine, da? Hai că eu mă culc, că nu mai pun nici o să vorbesc, da? Hai. Ai obosit, nu știu ce are. Ne punem și noi la somn. Și gata, hai, somn. Du-te, mă, și unde dormă? O să dormi acolo, în cortul ăla sau ce o fi. E bine că s-a dus. E bine că doarme, mă. E bine că am scăpat puțin de el. Numai că face ca porcușorul, asta e. Bun, hai, ne punem și noi la somn și ne vedem dimineața, da? Nu pot să dormă. Molai face ca porcul acolo în stânga. Stai, mă, ce e acolo, mă? Hei, Lucy aia, de ce s-a urcat mașina mea? Hei, lasă mașina în momentul de față, lasă mașina. De, Lucy mi-a furat mașina. Mașina jos, noi. Mi-a furat mașina. Lucy mi-a furat mașina, uitați-vă și voi. Hei, dă mașina înapoi, noi. Trebuie să sunăm la poliție. Molai, trezește-te, Molai. Lucy mi-a furat mașina. Nu cred așa ceva. Mamă, aia a fost Lucy, nu? No way. Molai, trebuie să ne trezim că nu mai am mașină. Păi, de ce n-ai închis-o, mă? Am uitat să o închid și mi-a furat-o exact Lucy. Trebuie să sun la poliție în momentul de față. Alo, bună ziua, am asigur numele meu. Un caz ce mi s-a întâmplat acum 3 minute. O fată pe nume Lucy, gen fosta mea iubită, mi-a furat mașina exact dintr-o parcare, exact lângă plaja aici. Sunt cu fratele meu mai mic și... Da, mi-a furat mașina, a plecat și nu am mai putut să fac nimic. Nu știu unde se află în momentul de față. Bună ziua, mașina este matriculată pe dumneavoastră? Da, e matriculată pe mine, exact. Trebuie să închidem. Și o cap de gumă. Aia este mașina furată, mă. No way. E bine că i-am închis. E bine că i-am închis, mă. Cum să fie matriculată pe mine dacă i-am eu acea mașină am furat-o de la Mario Robert, mă. No way, dar totuși mi-a furat Lamborghini-ul, mă. Mi-a furat Lamborghini-ul. Ce mă fac acum? Molai, ce facem? Ce să faci, mă? Dormi. Ce poți să faci? Păi da, mă, tu poți să dormi în continuare, da? Tu poți să dormi în continuare. Lasă că mă ocup eu de asta. O să merg acum direct la casa Lucy. O să merg direct acolo să vedem ce se întâmplă. Numai că nu avem o mașină. 2 secunde să scoatem arma. Și acum, trebuie să găsim așa o mașină ce se află singurică, la omorâm și furăm mașina. 2 secunde. Ia să vedem, trece cineva pe partea asta? Văd că nu trece nimeni. Stai, mă, că avem niște mașini parcate pe partea cealaltă. O să furăm o mașină, dacă nu o motociclete, și plecăm direct către casa Lucy. Nu se poate așa ceva. Nu știu dacă se mai află acasă. Numai că nu a venit cu prietenul, mă. Era singură. O să luăm motocicleta asta. N-am benzină. Avem benzină și mergem în momentul de față. Unde e Lucy? Unde e casa Lucy? Chiar îs curios. Ne duce... uite aici, perfect. E bine că am ajuns. Lucy cred că nu se află acasă oricum. A ajuns? Nu cred că a ajuns cu mașina. Ia să vedem. Lucy, te afli acasă? Am pistolul cu mine. Dacă e ce... stai că e prietenul ei aici. E prietenul ei, numai că... ăsta e mort de beat, mă. Uite-te și tu. Mai vezi, mă? Mai vezi ceva? Mâinile sus, mă știi, nu? Mă știi, unde este Lucy? Spune-mi acum. Nu știu unde este Lucy. Bă, a vomitat în fața mea. Mamă, ce-i ce-i cu tine, mă? De vină, mă, vină la realitate puțin.
La realitate, trezește-te, a? La realitate, i-am dat niște papuci în cap, acum cred că nu se mai trezește. Acolo, e bine, e bine. Atât să te trezești la realitate, mă. So, perfect, perfect, nu l-am omorât sau ceva, dar oricum i-am dat bine. I-am dat bine, oricum trebuie să vină salvarea, cred să-l ducă, că are niște coaste rupte, cred. Deci, hai să plecăm acum. Perfect, cu motocicleta asta. Dar pe Lucia nu am văzut-o, plus că nu mai am mașină. Nu mai am mașină în momentul de față, ce facem? Oricum am idei multe, o să-i dau foc la casă, cred. O să-i dau foc la casă sau dacă nu o să vedem în zilele care urmează. Până atunci eu merg la somn și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi pe acest canal. Scrieți-mi în comentarii ce să-i fac, mă, Lucy. Ce pot să-i fac, hă? Să o mut din Los Santos sau dacă nu o să o distrug să ajungă pe străzi. Scrieți-mi în comentarii și noi ne vedem data viitoare. Pa!